Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Mihăiță Beștea, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă activitatea instituțiilor subordonate. De asemenea, vicepreședintele a făcut un apel către organizațiile non-guvernamentale pentru a veni cu idei de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Călăraș și a dat mai multe detalii despre închiderea centrului de la Plătărești. Am să dau câteva informații cu privire la activitatea subordonatelor Consiliului Județean. Voi începe prin a vă spune că am reușit împreună cu Inspectoratul Județean Școlar să încheiem un parteneriat, astfel încât Centrul Cultural Județean să aibă o filială și la Oltenița. Lucru care, sunt convins, pe viitor ne va da posibilitatea să organizăm activități culturale și în municipiul Oltenița. În ceea ce privește activitatea DGSPC-ului, sunt convins că sunteți la curent cu modificările la nivelul conducerii DGSPC-ului. Săptămâna trecută a fost în fața dumneavoastră, s-a prezentat noua directoare, doamna Arbagic. Avem foarte multă încredere în dumneavoastră și sunt convins că va duce la bun sfârșit activitatea începută de domnul Drăgănic. Dacă până acum, în ceea ce privește DGSPC-ul, ne-a interesat mai mult activitatea propriu-zisă și să încercăm să diminuăm anumite pierderi pe care le aveam pe DGSPC, am reușit închiderea centrului de la Plătărești, nu ușor, cu foarte multe probleme, multe dintre ele generate chiar de administrația locală Plătărești, în speță primăria Plătărești, care s-a opus predicării acestui amplasament. Dar nu voi intra la mănunte, am depășit momentul. Împreună cu doamna directoare Arbagic, am stabilit ca pentru perioada următoare să ne preocupe din ce în ce mai mult calitatea serviciilor pe care le oferim beneficiarilor. Profit de această ocazie, de această conferință organizată la sediul PSD, pentru a face un apel către ONG-urile din județ și nu numai, să vină cu idei și cu soluții în sprijinul DGSPC-ului. Avem toată deschiderea de a colabora cu dumneavoastră, astfel încât calitatea vieții beneficiarilor să fie cât mai bună.